femeia, doamnelor și domnilor, e foarte, foarte importantă pe această lume. Mereu uităm. Mereu uităm datumul ei. Mereu uităm de ce a fost făcută femeia. Mereu trăim cu legendele despre coasta lui Adam, despre ceva în plus, despre ceva în minus, despre noi bărbații care spunem putem bă și fără ele. O minciună sfruntată. Așa cum femeile spun putem, nu-i așa, fetelor, și fără ei. Ne descurcăm că suntem independente. Total greșit. Nu există o lume nouă, n-a existat niciodată, pentru că predestinarea feminină, subiectul acestei seri, nu a fost rezolvat prin nicio ecuație umană sau matematică de nimeni până acum. Ce ar trebui să știm primordial? De unde se începe analiza predestinării feminine? Că nu este ca voi. Și că niciodată n-a fost și niciodată nu va fi. Foarte ciudat, pentru că eu am văzut foarte mulți bărbați care vor să semene cu femeile. Și în multe mod femei care vor să semene cu bărbații. În primul rând, esențial, aparent banal și la mintea oricărui copil, nu zic a găinii, nu zic la mintea găinii. Și totuși este o chestie foarte profundă și necesar de integrat în conștiința noastră, da? Că noi chiar nu suntem la fel. Respectă femeile predestinarea lor? Își respectă predestinarea? Hai să definim mai întâi ce înseamnă acea predestinare, ca să vedem dacă într-adevăr femeile o respectă. Femeile au cedat, deși acum noi, e un conflict. Noi suntem puternice și totuși foarte mai slabe ca acum, femeile nu au fost niciodată. Nici atunci când erau arse pe rug. Mm-hmm. De ce? Pentru că acum femeile sunt consumate cu voia lor. Degeaba. Pe degeaba. Și degeaba. Fără un scop, fără un sens. Fără un rost.